Hei și salutare, eu sunt Viper și bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. În sfârșit am revenit, băieți, și astăzi o să facem un clip foarte, foarte special. Practic, astăzi o să facem UHC Godlike 10 pe Hypixel, dacă nu știți ce înseamnă. Practic, o să facem... Am chiar aici 28.000 de win-uri, vedeți aici Godlike X unlocked in 5 more wins și practic o să facem win-urile acestea în episodul de astăzi și efectiv săptămâna asta în care n-am postat, am fost pe grind pentru că suntem locul 9 pe weekly solo win loss, avem 732 ca idee, nici nu m-am jucat în prima jumătate a săptămânii, efectiv acum gen de două zile mă joc numai Hypixel Duels. Dacă dăm un MP, suntem weekly wins numărul 78, deci efectiv suntem într-un... ne descurcăm foarte, foarte bine și efectiv m-am chinuit la început super, super mult să joc pentru că ceva s-a întâmplat pe Hypixel, nu știu, ceva cu internetul meu sau ceva cu ping-ul sau ceva cu serverul în general, dar ideea este că acum efectiv toată lumea se prinde combo. Gen, efectiv, până și un noob din ăsta poate să îmi prindă triple hit sau ceva de genul, gen... Nu știu dacă o să se observe pe filmare, dar lumea ori o avansat extrem de mult, ori netul meu chiar e prost, bă, și tot mai îmi ziceau, efectiv, mă băteam cu unul și îmi zicea că why are you teleporting? Și eram ceva gen, bă, pe bune, chiar așa. Dar în fine, ideea este că, ok, tipul ăsta nu este cine știe ce oponent masiv, așa că o să vreau să-l terminăm rapid. Dar ideea este că suntem atât de aproape și am făcut asta, gen, am jucat UHC Duels, am grinduit jocul ăsta atâta timp, gen, gândiți-vă că eu mă jucam dinainte să fie jocul în, să fie un propriul lui minigame și să fie în prototype lobby, deci am până și o filmare de atunci, da, cam așa eram eu acum, când eram în tablet la joculețul acesta, eram și așa mic și nu știam cu ce se mănâncă treaba foarte bine. Da, ok, tipul ăsta părea că știe ceva ce efectiv sunt niște playeri atât de brain dead, da, care poți să-ți prindă niște hituri dacă n-ai grijă. Și efectiv mi-am perfecționat și tactica de mi-am perfecționat tactica de 10 CPS jitter click și probabil o să vreau să fac și un tutorial pe chestia asta. Dar am văzut că acum foarte multă lume a început să facă, gen, înainte când făceai gen click așa ușor de 10 CPS-uri, erai un zeu, dar acum aparent sunt 7000 de tutoriale pe YouTube. Dar în fine, bă frate, deci efectiv nu o să picăm și noi cu un MVP plus din ăla care are level 200 și chiar știe cum să joace, ce joacă pe bune. Deci o să picăm numai cu voi. Ok, deci tot o să mă țin în player din ăștia, am înțeles. Well, nu o să fie cel mai entertaining episod. Și ce am observat este că jocul se mișcă mult mai nașpa când am 255 de FPS-uri față de când am 1000. Gen, am jucat zilele astea, o să vă explic, o să trească să fac un clip pe care probabil l-ați văzut deja sau probabil o să apară mâine, gen, nici, încă nu știu cum o să programez exact clipurile, dar ideea este că am jucat efectiv așa la 255 de FPS-uri și efectiv, băi, chiar se simte diferența dintre 255 și 1000, gen, chiar se mișcă mult mai smooth mouse-ul. Pe 60 de Hz nu pot să zic pentru că am făcut upgrade-ul la 144, dar pe 144 chiar este o diferență. Și Godlike 2 unlocked in, Godlike 2, Godlike 10 deblocăm în 2 win-uri și noi avem 27.999, adică nu prea înțeleg cum merge. Dar ce sunt eu curios? Ce o să scrie aici după ce faci ultimul rank? Gen, niciodată nu mi-am pus problema asta până acum 5 minute, dar ce o să scrie? Nu știu, da? Veți afla. Pentru că o să încercăm aici să-l demolăm pe tipul ăsta pe bune. Ok, deci efectiv episodul ăsta a fost plin de nubi, dar pot să vă zic că o sesiune normală de grind nu e absolut deloc așa și poți să întâlnești niște playeri și o să vă arăt la finalul clipului. Deci stay tuned for that, dar tu vei fi, o să fii un nub. Deci pentru lupta asta mă joc eu de 3 ani. Ok. Poate e un hacker din ala și am cea mai intensă luptă, dar se pare că nu e cazul. Deci pentru asta m-am antrenat eu 3 ani. Mă rog, m-am antrenat pentru asta. You have the highest division title for UHC. Deci asta ne scrie. Nici măcar nu e pe mijloc, după cum puteți vedea. E scris în dreapta textul. Dar l-am făcut. Avem cel mai mare division title pentru UHC. Și am făcut două win-uri deodată. Nu știu exact, era 999 și acum e 001. Nu prea are sens. Dar am făcut-o și pe asta. Ce mi rezervă viitorul? Nu știu. E așa, mă simt așa de ciudat că am terminat ceva gen. Acum ce pulmă fac dacă nu mai joc duels? Nu știu. Trebuie să ne apucăm de ceva nou, așa că nu știu exact de ce o să mă apuc, dar o să văd eu de ce mă apuc. În orice caz, nu o să mă mai apuc așa de competitiv în sensul de nu o să mai fiu pe grind pentru că m-au epuizat efectiv, frate, să fac 2000 de win-uri pe 2 săptămâni. Efectiv, nu mă ține, frate. Mersi
spray-ule care ești foarte gălăgios, dar nu mă ține, frate, nu-mi ține psihicul să joc atâta, așa că o să luăm și noi o mică pauză, dar nu vă faceți griji că o să revină upload-urile, am luat această pauză, o să vă explic în episodul de SkyWest de ce am luat pauza și ce o să facem acum, o să vă pun o compilație pe care vreau să fac de destul de mult timp, dar nu știam gen cum să o uploadez, cu clipuri de OHC Duels, așa că enjoy și noi ne vom vedea data viitoare. L-ai bătut? Hai că l-am bătut, dacă e. Te uiți așa, like, zici că ai un... Urei! Ce bă, a luat... Având, ce-a făcut? Mor cu aia! Bate-i! Trebuie să fac un vecin, nu? Tot 6. N-am mers. Coaie, dar campani pe la mea! Ești negru. Ești negru. Ești chinez, Coaie. Pula mea, ce tot short. E kick fail. E de kickată. Kick cheater. E kick cheater. Ia mă, ia fii atent să nu văd. Ia dă-i, dă-i, ies. Dă-le, să-i, 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 să-